Hei, bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă seară în care vorbim despre fizic, pentru că așa cum v-am obișnuit, marți seara o să încerc să vorbesc numai despre fizică. Sunt aici cu Marius Stan. Marius, ne auzim? Ne auzim foarte bine. Mulțumesc de invitație, Cristi. Da, bine ai venit aici. Pentru cei care nu știu, o să-l introduc puțin pe invitatul din seara aceasta, care este Marius și care m-a rugat să mă adresez cu Marius, ceea ce vine foarte greu, ținând cont în special de CV-ul pe care îl are. Așa cum ați observat, pe acest canal vorbim cu persoana a doua, dar vorbim cu oameni care au un CV foarte, foarte, foarte tare, să spun așa. Marius a terminat facultatea de fizică, a făcut apoi doctorat în chimie și la ora actuală conduce un grup de cercetare care folosește inteligența artificială pentru a construi, pentru a face materiale noi. Și face asta în cadrul Laboratorului Național Ergon, Ergon National Laboratory, Applied Material Division, în Statele Unite. Am zis bine, nu? Da, foarte bine. Ori asta setează oarecum și discuția noastră din seara aceasta. Să fie clar, o să vorbim despre fizică, o să vorbim despre chimie, o să vorbim despre inteligența artificială. Și nu în ultimul rând, pentru că am observat că unii dintre voi v-ați prins deja, Marius a jucat în Breaking Bad, dar n-a scris așa de bine. Sau Adrian ne spune Aca Bogdan Voljenić în Breaking Bad. Deci Marius este și actor, într-adevăr a jucat într-un serial foarte cunoscut în Statele Unite, se pare și în România, Marius. Deci al patrulea subiect, o să încercăm să ne încadrăm într-o oră. Și vă rog, apropo, vă rog pe cei care puneți întrebări să puneți întrebări în cursul discuției, pentru că eu mă uit aici și noi ne continuăm discuția și la un moment dat iau întrebările și le pun pe ecran așa cum facem în mod obișnuit. O să încep cu un subiect din fizică, dacă este ok, Marius. Sigur. Cu un subiect din fizică pe care ia să vedem dacă pot să arăt aici și o imagine. Am făcut la un moment dat un video pe TikTok. Pentru că eu încerc să popularizez știința în România. Și la un moment dat în acel video pe TikTok am vorbit despre o știre care a apăruse recent. Deci este vorba de acum câteva săptămâni, o știre care a explodat în mass media internațională a științei, în care se spunea că cineva a folosit inteligența materială pentru a construi niște materiale ceramice foarte, foarte bune. Și acum, pentru cei care nu știu, materialele ceramice, da, materiale ceramice au o temperatură de topire foarte ridicată. Materiale ceramice sunt utile. Eu să spun, Marius, am lucrat cu materiale ceramice când am fost la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Și la Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele trebuia să creștem niște, stai să văd dacă pot să arăt, trebuia să creștem niște cristale, care cristalele respective mai târziu devedeau medii solide pentru laseri. Și aveam un creuzet și creuzetul ăla trebuia să stea la temperaturi foarte, foarte, foarte mare. Și bineînțeles că erau materiale speciale și așa sunt și aceste ceramici. Și era vorba despre o cercetare care încerca să descopere materiale ceramice, dacă am înțeles bine, pe calculator. Adică fără să le construiești neapărat și să vezi ce proprietăți vor avea la temperaturi foarte mari. Pentru ca să măsori materiale ceramice la temperaturi foarte mari, este foarte dificil, că ca să măsori un material la o temperatură mare, trebuie să-l pui într-un recipient și acolo să-l măsori. Pe când materialul ceramic deja are o temperatură foarte mare, nu poți să-l pui în alt recipient ca să-l măsori. Și asta este poza pe care am folosit-o la explicație și am această poză și apoi un mic video și a zice Marius să ne explici puțin ce vedem în această poză. Cum ai rezolvat tu problema asta de a găsi proprietățile acestor materiale ceramice la o temperatură foarte ridicată. Da, în primul rând, Cristi, mulțumesc pentru că ai explicat foarte bine ce anume am dorit noi să facem și, de asemenea, importanța materialelor ceramice. Aș mai adăuga numai că în afara unui punct de topire foarte înalt, deci o temperatură mare de topire, ele sunt în general și materiale refractare, care nu transmit căldura
așa de bine. Creuzetele de care vorbeai sunt un exemplu, dar și cărămizile folosite în construcția caselor, da? Protejează, nu lasă căldura să intre sau să iasă din casă. În experimentul la care te refereai, noi încercăm într-adevăr să reducem numărul de experimente necesare pentru a îmbunătăți proprietățile unui material, făcând anumite calcule și simulări pe calculator și folosind elemente din inteligență artificială, cum ar fi învățarea automată sau machine learning. Deci avem o echipă de teoreticieni, experimentaliști și informaticieni cu care lucrăm pentru a atinge acest obiectiv nobil, îndrăzneț și foarte dificil, care este: putem noi simula pe un calculator proprietățile și evoluția unui material pentru a reduce numărul de experimente pe care trebuie să le facem? În loc de 1000 sau de 10.000, poate să facem 5 sau 10 experimente într-o zonă în care avem șansele cele mai mari de reușită. Așa e, așa e. Și acum să ne întoarcem la acest experiment. Bun, ce vedem noi în partea de jos? Bănuiesc că este nozzle-ul, cum se spune, pe unde iese aerul, capătul, da, de furtun, nu? Într-adevăr, deci proba sau este suspendată într-un gaz neutru, cumva ținută în aer, dacă vreți, din cauza jetului de gaz neutru care o menține și compensează câmpul gravitațional. În felul acesta, proba, care este foarte mică, vedeți, 2 mm, poate fi topită cu ajutorul unor lasere de putere potrivită și într-un mod în care ea nu atinge niciun fel de recipient sau creuzet. Pentru că noi știm că dacă aceasta s-ar întâmpla, ar exista o interacție fizică, dar și chimică, între proba respectivă și creuzet. Deci noi încercăm să facem acest, să urmărim, să înțelegem acest mecanism de topire fără ca proba să atingă altceva. O alternativă la această metodă ar fi să operăm în absența câmpului gravitațional, deci pe stația internațională sau într-un avion în picaj care reduce în microgravitate, cum se spune. Dar am preferat această metodă. Exact. Și uite, avem și un video de la experiment. Da. Se vede că stă acolo, se mișcă puțin probabil datorită jetului care vine de jos, nu? Da. Și se observă cum faza lichidă și faza solidă coexistă într-un anume interval de temperatură. Apoi materialul este topit integral și îl putem de asemenea recristaliza, îl putem solidifica din nou. Da. Le reamintesc celor care suntem aici că discutăm mai întâi despre fizică, despre chimie. Dar o să revenim și cu unde și să puneți întrebări despre fizică, despre chimie, despre fizica materialelor, despre chimia materialelor. Dar o să revenim și la observațiile pe care într-adevăr unii dintre voi le faceți aici. Numai puțin că era o întrebare. Dar la aceste de observații, tocmai astăzi l-am văzut în Breaking Bad. Da. Nu aveți cum să scăpați și de no, știu. Și mă bucură interesul fizicienilor, cât și a celor care nu sunt în domeniul științei pentru serialul Breaking Bad. Și vom discuta și despre aia cu mare plăcere. Da. Bine, vă întreba cineva dacă ați fost și pe la Politehnică, dar nu mai găsesc întrebarea acum. Oh, nu numai că am fost, dar acum 3 ani am avut onoarea de a primi titlul de doctor honoris causa din partea Politehnicii, Universității Politehnica București. A fost o mare bucurie și m-am mândrit cu asta, cumva neașteptat, dar o ceremonie deosebită împreună cu prieteni, cu colegi. Sunt foarte apropiat atât de Facultatea de Fizică a Universității București, cât și de Universitatea Politehnică din București. Și de câte ori vin în România, încerc să mă întâlnesc cu colegi și prieteni de la ambele universități. Da, după câte îmi dau seama, de fapt folosiți cunoștințe de fizică, de chimie până la urmă, pentru a face o treabă inginerească. Dar a face bine, nu? Adevărat, și iată că acest triunghi
poate deveni un patrulater, pentru că adesea spun că sunt un fizician și un chimist îndrăgostit de matematică. Matematica este un ingredient care nu lipsește din niciun proiect pe care îl avem. Îmi place matematica foarte mult și prin ea programare. Dar combinația dintre cercetarea fundamentală, în care încerc să înțelegem fenomenele fizice și chimice care apar în materiale, și aplicațiile directe, inginerești, acest amestec s-a dovedit a fi atât important cât și, cum să spun, cu un impact pozitiv asupra științei cât și asupra tehnologiei. Deci îmi place într-adevăr să înțeleg, să fiu într-o echipă în care înțelegem ce se întâmplă și apoi încercăm să obținem un rezultat care are importanță, care schimbă în bine ceva. Mi-a scăpat întrebarea. Ne întreabă deja Alin și o întrebare care mi-este și mie dragă, pentru că am făcut doctoratul materiale supraconductoare. Aha. Și întreabă Alin, o să avem materiale supraconductoare la temperatura camerei în 10 ani? Și o să adaug doar aici un detaliu pentru cei care nu știu că avem materiale supraconductoare, dar acelea trebuie răcite la temperaturi foarte scăzute, fie puse sub o presiune foarte mare, ceea ce iarăși nu este practic. Ceea ce ne dorim sunt materiale supraconductoare la temperatura camerei, adică temperatura obișnuită, și atunci vom avea linii de tensiune în care curentul circulă fără pierderi, vom avea calculatoare mai bune, dar eu știu din cercetarea pe care am făcut-o la doctorat că chestia asta e aproape imposibilă. Acum am încercat tot felul de chestii în laborator. Și atunci aș întoarce întrebarea lui Alin către dumneavoastră. Cu ajutorul calculatoarelor, cu ajutorul eventual inteligenței artificiale pe care o folosiți în calculatoare, oare s-ar putea ca cineva să găsească materiale astea supraconductoare pe calculator? Aș răspunde da, cu toate riscurile, deoarece gândindu-ne la istoria materialelor supraconductoare, de la descoperirile în domeniul supraconductorilor metalici până la cei ceramici de înaltă temperatură, care au dus la câteva premii Nobel, dacă stăm să ne gândim, toate au fost rezultatul unor cercetări temeinice ale unor echipe cu multă intuiție și o bună înțelegere a fizicii și a chimiei, dar cumva a fost o întâmplare că au fost descoperite. Cumva că faptul că straturile de cupru oxigen din materialele ceramice conduc la proprietăți supraconductoare a fost descoperit în timpul unui experiment făcut de o anume echipă. Speranța însă este acum că noi studii care folosesc inteligența artificială și simulările pe calculator vor fi capabile să exploreze o gamă mult mai largă de elemente chimice, de dopanți, dacă vreți, care pot fi introduse și care pot rezulta în proprietăți extraordinare, cum ar fi supraconductivitatea. Și deci eu cred că e posibil ca posibilitățile creierului uman să fie depășite de această echipă, de acest parteneriat între calculator și om. Și nu știu dacă în 10 ani, dar îmi imaginez că în următoarele câteva decenii această metodologie, oameni și calculatoare lucrând împreună, va conduce la un rezultat spectaculos și vom avea supraconductori la temperatura camerei. Da. Stăteam acum și mă gândeam dacă puteți cumva... Am început să vorbim cu persoana... Da, că spuneam că mi-ați rugat să vă spun Marius. Deci prin felul în care vorbiți deja se vede experiența în viață și vine extrem de greu ca să vorbesc cu numele mic. Da, mă gândeam dacă poți cumva să ne dai un exemplu despre cum funcționează de fapt, cum este folosită inteligența artificială în căutarea de materiale noi. Dacă poți să intri puțin mai în substanță, eventual dintr-o cercetare pe care ai făcut-o tu, eventual dacă ai niște slide-uri sau da, ceva să avem așa un feeling, pentru că în cea mai mare parte a audienței mele știe despre rețele neuronale. Despre faptul că rețele neuronale sunt niște conexiuni de neuroni artificial, să spunem, și recunoașterea de imagini. Dar cum este folosită inteligența artificială la generarea sau
cum să zic eu, predicția de materiale noi? Pot să fac share, să Da, cum să nu. Hai să vedem dacă reușesc și sper să reușesc. Așa se vede ecranul, o să-l pun aici pe ecran. Ok. Ia să vedem dacă numai un slide sau două, să vedem dacă reușesc să le pun. Așa se vede slide-ul de când te-ai schimbat. Acum se vede. Se vede mare, este slide-ul What is a robot? Se vede mai. Ok, se văd și notele mele, notițele mele sau numai Se vede doar next slide mai mic. Acum se vede doar slide-ul, okay. Și se numește What is a robot. Foarte bine. Deci toată lumea cred că este obișnuită și are o înțelegere a ce înseamnă un robot. Și adesea un robot este văzut ca o replică a unui om, cu mâini, cu cap, cu ochi, cu picioare, care se mișcă, vorbește, dansează și... Noi folosim însă conceptul de software inteligent, deci de program inteligent, care nu reproduce sau simulează atât aspectul și mișcările și mecanica a unui om, cât funcționalitatea creierului. Și mă refer aici la diverse aspecte ale fiziologiei și anatomiei chiar creierului uman. Memorizarea, vizualizarea, faptul că vedem, că auzim simțurile. Faptul că vorbim și comunicăm verbal. Încercăm de să creăm un software care să reproducă aceste funcții ale creierului uman și să ne ajute să îmbunătățească cumva felul în care gândim noi. Și acum, pentru a putea explica un pic un rezultat, așa cum a cerut întrebarea și cum a sugerat Cristi, cum văd eu componentele inteligenței artificiale? În general, inteligența artificială constă în programe care sunt inteligente. Nu, pentru mine, inteligența înseamnă capacitatea de a rezolva o problemă nouă, rapid. Foarte important ca problema să fie nouă, să nu fie ceva ce am mai întâlnit în trecut. Și de asemenea ca răspunsul să vină rapid. Dacă ne trebuie un an sau doi ca să o rezolvăm, nu e un semn neapărat de inteligență. Sau dacă e o problemă cunoscută, iarăși nu este. Câteva componente pe care le folosim noi, unul este machine learning sau învățare automată. Sunt programe care învață observând seturi de date. E o mare deosebire între acest tip de algoritm și algoritmii clasici, care aveau secvențe de genul dacă X mai mic decât 1, atunci adună Y cu Z. Aceste programe nu au nimic asemănător cu asta. Ba chiar mai mult, în cazul unei componente al învățării automate numită învățare profundă, deep learning, algoritmii cumva imită felul în care creierul uman funcționează, legăturile dintre sinapse, făcute de către sinapse între diversi neuroni, sunt nivele de input, de output, hidden levels, deci diverse nivele de codificare. Și această tehnologie de a folosi un program pentru a învăța din date, pur și simplu empiric, cumva cum un copil sau un adolescent sau chiar un matur învață observând ce se întâmplă în jur, este o transformare radicală, revoluționară în programare și în algoritm. Dar sunt și alte componente și n-aș vrea să ne neglijăm. Adesea mă supăr sau mă necăjesc când văd că lumea spune, mulți spun, chiar și colegii mei, AI/ML, Artificial Intelligence sau Machine Learning. Inteligența artificială nu este numai învățare automată. Conține și vizualizare computerizată, cât și prelucrarea limbajului natural, dar și robotică. Și deci, cam asta, acestea sunt componentele pe care le folosim. Și acum, ca să merg la întrebare, am să sar la un exemplu, să vedem cum ajung la el. Așa. Uite aici.
să vedem. Acum vorbim despre, chiar despre materiale, nu? Bănesc că bazele de date pentru astea sunt materiale, sunt măsurate cumva niște despre laboratoare. Materiale, dau un exemplu. Da, da, da. Deci am să dau un exemplu de cum facem să obținem materiale mai bune folosind această tehnică. Și este un exemplu de sinteză a unor materiale folosind o tehnologie care se numește flash frame pyrolysis. Deci punem compuși chimici într-o flacără și din flacără rezultă o pulbere cu particule de diverse dimensiuni. Noi colectăm datele experimentale, de asemenea facem simulări pe calculator folosind, de exemplu, dinamica fluidelor. Și apoi analizăm, folosind active learning, care este o formă de învățare automată și statistică bayesiană, corelațiile dintre parametrii de input, compoziția de gaz, geometria, temperatura și proprietățile pulberii. Și în acest exemplu avem așadar o contribuție directă a inteligenței artificiale la optimizarea procesului. Ce este iarăși interesant, cred eu, fără să ne dăm seama. Da. Mă auzi? Poți să te întorci puțin la slide? Aici. Deci, faci chestia asta pentru ca mai târziu să poți prezice proprietățile gazului din proprietățile particulelor, nu? Adică să spui dacă aș avea particulele respective care ies în jet, știu ce proprietăți va avea gazul. Deci, mulțumesc pentru întrebare și observație. Este o problemă bidirecțională. Problema directă, ca să spun așa, este dacă noi știm ce proprietăți, cât gaz, ce compoziția gazului punem, ce temperatură, putem noi prezice ce fel de particule o să avem în pulberea respectivă. Am înțeles. Dar este și o problemă inversă, care este foarte interesantă din punct de vedere matematic, pentru că, așa cum matematicienii știu și iubitorii de matematică, unor problemele inverse nu au soluții sau au un infinit număr de soluții. Și este cea inginerească. Că dacă eu vreau să obțin o anume distribuție de particule cu anume compoziție în partea dreaptă aici, ce trebuie să fac? Pot eu să calculez cumva înapoi și să zic cât gaz trebuie să pun, de ce compoziție, de ce temperatură? Deci avem o problemă cu caracter științific de la stânga la dreapta și una cu caracter ingineresc sau invers tehnologic de la dreapta la stânga. Ce este iarăși important este că pentru multe decenii oamenii, tehnologiști, operatorii acestui sistem au dezvoltat o intuiție despre cum trebuie făcut. Ei știau, e ca un fel de magie, așa, experiența lor le spunea, vreau să obțin particule mai mari, pe trebuie să mai cresc un pic oxigenul sau să mai scad un pic din metan. Sau. Însă nu exista în mintea lor chiar o înțelegere profundă și un model despre cum s-ar putea face asta? Era intuiția omului cu experiență și asta e foarte valoroasă. Inteligența artificială va ajuta acest operator, îi va da mai multe informații și va putea chiar, credem noi și am demonstrat în această cercetare, supraveghea și optimiza acest proces chiar și în absența oamenilor. De exemplu, noaptea, când nu mai e nimeni acolo, putem avea încredere că un software inteligent poate optimiza acest proces. Și ăsta este, zic eu, un exemplu care arată atât faptul că inteligența artificială ne poate mări capacitatea intelectuală, dacă vrei. Ne poate face mai deștepți, mai, nu știu dacă și mai frumoși și mai înalți, dar mai deștepți, mai cunoscători, mai buni în optimizarea rapidă. Noi chiar dorim să optimizăm procesul în timp real. Asta înseamnă în secunde, în minute. La fel cum ar face un om. Da, mai vrei să mai alăți un slide după asta sau mai avem niște întrebări? Așa un foarte pe scurt, am publicat acest rezultat anul trecut. În timp ce dezvoltam acest software și îl puneam să colaboreze cu echipa de oameni în optimizarea procesului, am dat peste ceva nemaipomenit care ne-a bucurat foarte mult. Acest program a fost capabil să determine că sunt de fapt două procese fizice și chimice
Nu știați asta înainte. Producerea acestor pulberi. Lucru pe care oamenii nu știam nici operatorul, nici noi. Însă analiza a arătat și cumva ne-a spus, nu în cuvinte, dar cumva ne-a spus, vedeți că la concentrații mici există un anume proces chimic, la concentrații mari este un alt proces chimic. Da, pentru cine poate nu știe aici, să explicăm că punctele din stânga și punctele din dreapta liniei sunt fitate cu două linii diferite, cele din stânga cu linie albastră bănuiesc și cele din dreapta cu linie portocalie. Sunt cele două regiuni. Iar axa verticală constituie distribuția dimensională a particulelor din pulbere. Iar jos avem concentrația elementului chimic principal, tetraetil ortosilicate, care este pus și în tabelul din dreapta. Iar a doua surpriză, și care pentru mine a fost cea mai importantă, a fost că la un moment dat am solicitat acestui program inteligent, care este un cod de calculator, un program cum poate mulți dintre voi ați scris în, știu eu, în Basic, în COBOL, în Fortran, în Pascal, în Python, mai nou în C++. Acest program a fost capabil să ne sugereze ce experiment ar fi optim să facem data viitoare pentru a îmbunătăți procesul și mai mult. Și nu numai așa calitativ, pentru că din punct de vedere calitativ și noi, dacă ne uităm cu toții aici, zicem sunt mai puține puncte în stânga la concentrații mici, probabil că ar trebui să facem niște experimente la concentrații mici. Software-ul ne indică exact ce concentrații de tetraetil ortosilica trebuie să avem, ce rată pentru lichid, pentru diverse gaze, pentru a obține cel mai bun rezultat. Și s-a dovedit a fi adevărat. Am urmat această rețetă și am obținut un experiment mult mai bun. Și aici aș vrea să închei cu acest comentariu. Software-ul inteligent, programele inteligente pot face mai mult decât adunări, scăderi, înmulțiri și împărțiri sau chiar reprezentare grafică a datelor. Am ajuns la un moment în care un software inteligent ne poate da sfaturi, ne poate ajuta și îndruma precum un coleg de cercetare uman, ne poate sugera care este calea optimă în continuarea acestei cercetări. Mi se pare relevant, important și posibil, poate ceva care va schimba atât metoda științifică în general, dar și felul în care facem cercetare în fizică, chimie și în alte științe. Da, în mod sigur, îmi place cum a spus că m-a surprins și mi-a sugerat și apoi mi-a dat sfaturi. Deși asta cu sfaturile nu prea prinde la tineri, că tot primesc sfaturi de la părinții și acum zic, nimănui nu-i place. Inteligența artificială să-mi dea sfaturi. Adevărat. Așa deci am este. Să opresc să, acum Să mai luăm niște întrebări din audiență. Cred că sunt ceva probleme cu sunetul, pentru că eu, la mine cel puțin apar câteva întârzieri. Andrei ne întreabă, se pot crea materiale care să schimbe industria textilă destul de poluantă? Da, nu cunosc problemele industriei textile în amănunt. Dar, așa, bazat pe experiența mea în fizică, în chimie și în știința materialelor în general, îmi imaginez că ar fi două domenii de cercetare care ar putea să ajute cu acest aspect. Unul ar fi fabricarea materialelor textile. Îmi imaginez că sunt o mulțime de componenți chimici care sunt implicați în fabricarea unui material textil și că acești componenți chimici pot fi unii dintre ei chiar foarte toxici și pot să afecteze mediul înconjurător într-un mod dramatic. Și atunci, revenind la exemplu pe care tocmai l-am dat, e posibil să folosim inteligența artificială și anumite programe inteligente pentru a explora alte combinații chimice care să aibă aceleași proprietăți favorabile producerii unui material textil de calitate, dar care să fie mai puțin toxice. Și la fel ca și în exemplu anterior, desigur oamenii, petrecând câțiva ani studiind diverse combinații de elemente chimice, diverse soluții, ar putea găsi ceva
bun și folositor. Speranța este că învățarea automată și inteligența artificială pot reduce acest timp drastic, dramatic. Și dau un exemplu, nu din industria textilă, dar din metalurgie. Trebuie 10, poate 20 de ani pentru a produce un nou aliaj pentru aplicații în metalurgie. Cu ajutorul inteligenței artificiale și a învățării automate, acest timp a fost redus la un an sau doi. Este un factor de 10 ori mai repede. Vă imaginați. Deci am speranța că e posibil să fie descoperiți sau propuși sau sugerați, cum ziceam, anumiți compuși chimici care să producă textile de mare calitate și care să nu fie toxici. Pentru asta, programul de învățare automată va trebui să analizeze poate zeci de mii, poate sute de mii de compuși și să propună echipei de cercetare care dintre aceștia ar putea fi cei mai buni. Da, foarte frumos spus. Ne întreabă Octavian, în cercetarea dumneavoastră include și combustibili nucleari de generația a patra, amestecurile ceramice de uraniu, plutoniu și toriu, etc., oxizi? Da, până acum câțiva ani am lucrat intens în materiale nucleare, în special combustibili nucleari, inclusiv cei bazați pe actinide, deci pe uraniu, plutoniu și așa mai departe, cât și oxizii mixti, MOX. Vă invit, dacă faceți o căutare pe Google a publicațiilor mele, sunt chiar, cred că sunt câteva zeci exact în acest domeniu. Trebuie să spun că deocamdată nu am folosit elemente ale inteligenței artificiale pentru aplicații în industria nucleară și să vă spun de ce. Dintr-un motiv care nu este științific sau tehnic. Așa cum vă puteți imagina, instituțiile care reglementează introducerea de materiale noi sau de tehnologii noi în industria nucleară sunt foarte conservative și pe bună dreptate. Dacă un reactor nuclear lucrează de 40 de ani sau de 50 de ani cu un anume material, un anume combustibil, cu anume și merge bine, nu-i niciun motiv să-l schimbăm, pentru că există un pericol foarte mare de a introduce ceva nou care să destabilizeze reactorul și, știu eu, Doamne ferește, să conducă la un accident. Deci este un tip de industrie care absorbe mai greu noi materiale și au motivele lor bine întemeiate. Spre deosebire de electronică, de exemplu, unde imediat dacă a apărut ceva mai bun pentru un calculator, e adoptat și calculatoarele noastre devin mai rapide și au memorie mai mare. În industria nucleară există o anume reticență justificată, cum spuneam, care face acest proces de adoptare a materialelor noi mai lent. E vorba de zeci de ani până când ceva se poate schimba. Știi, Marius, că un privitor ar putea să ne întrebe acum că ai spus tu că inteligența artificială sugerează și da, a fost bine că a sugerat materiale bune, dar dacă atunci inteligența artificială sugerează ceva rău intenționat? Mă tem mai mult că ar putea sugera ceva rău neintenționat. Și iată de ce. La fel ca oamenii, spuneam copii, adolescenți, vârstnici, aceste tipuri de programe, algoritmi, aceștia învață din datele care le sunt prezentate. Și exact ca și copiii și exact ca și oamenii, dacă le sunt prezentate informații solide, bune, credibile, vor învăța din ele și vor face preziceri corecte. Dacă însă sunt expuse unor seturi de date care sunt, să zicem, greșite sau corupte, la fel ca și un om, vor învăța din ele și apoi vor face preziceri eronate. Și deci mai mult mă tem, ca să răspund la întrebare, de faptul că neintenționat, ca o consecință a felului în care au fost antrenate, pregătite, unele din aceste programe pot face preziceri greșite. Acum, partea spectaculoasă a întrebării tale, Cristi, este: oare ar putea ele produce rezultate eronate în mod intenționat? Au ele, programele de inteligență artificială, maturitatea necesară pentru a lua decizii în afara domeniului în care au fost pregătite? La asta zice că deocamdată nu,
dar e posibil ca în viitorul apropiat asta să se întâmple. Și bănuiesc că unele programe de inteligență artificială vor putea deveni la un moment dat, cum să le spun, răutăcioase și vor putea testa limita răbdării oamenilor care lucrează cu ei. Dar suntem încă departe de asta și nu mă îndoiesc că dacă ajungem în acel punct în care un software de inteligență artificială dezvoltă o conștiință și o capacitate de a lua hotărâri independente de educația, între ghilimele, pe care a primit-o, sunt sigur că vom avea până atunci reglementări care vor preveni aceste programe de la acte care să fie dăunătoare societății în general sau oamenilor cu care lucrează în particular. Dar în momentul când lucrezi cu inteligența artificială la serviciu și te duci la culcare, te culci liniștit, adică nu cumva ți este frică că se trezește noaptea și... Deocamdată nu, dar totuși închid calculatorul înainte de a mă culca, că nu se știe niciodată. Da. Petronela iarăși are o întrebare mai directă. Ce programe de simulare CFD, nu știu ce înseamnă, ați folosit și cum ați făcut legătura între acestea și machine learning? Deci pentru Computational Fluid Dynamics, deci dinamica fluidelor, sunt programe de elemente finite, Finite Element Method. Și aici la Argon, sigur, am folosit câteva programe care sunt în Ministerul Energiei, îmbrățișate de Ministerul Energiei. Unul dintre ele este Diablo. Am mai folosit de asemenea Converse. Mie îmi place foarte mult Comsol și, disclaimer, nu fac reclamă acestei companii, este un program comercial, dar îmi place mult pentru că lasă fizicienii să-și pună modelele pe care le au ei. Este un Comsol Multiphysics cu care am făcut multe din aceste simulări. Legătura cu învățarea automată sau cu machine learning s-a făcut secvențial. Deci, noi nu am schimbat aceste programe pentru ca să includă și algoritmi de învățare automată. Am folosit programele pentru a genera date, ceea ce numim date sintetice. Deci, în absența datelor experimentale, am folosit programele de Computational Fluid Dynamics să genereze ele anumite informații în domenii de temperatură și presiune care pentru experiment erau foarte dificile sau chiar de nedorit. Imaginați-vă, într-o zi ne-am hotărât să explorăm la ce temperaturi și presiuni procesul acela chimic de care vă spuneam, care fabrica pulberea, va exploda. Am calculat, am determinat, vă dați seama că n-am vrut să facem un experiment. N-am vrut să zicem, ia hai să experimentăm noi cu chimia și cu temperaturile până explodează. Și am preferat să facem simulări și să folosim învățarea automată pentru a extrapola. Pentru a zice, atenție, nu folosiți aceste combinații de temperatură și chimie, compoziție chimică în domeniul cu tare și cu tare, pentru că e posibil ca dispozitivul nostru să explodeze. Deci asta este o mare calitate. Dacă ar fi să enumerez și să pun într-o ierarhie, care sunt cele mai folositoare aspecte ale fizicii și chimiei și științei materialelor pe calculator? A zice, primul, înțelegerea unor fenomene care nu sunt ușor de observat. Doi, prezicerile. Prezicerea și extrapolări și interpolări în domenii care nu sunt ușor accesibile experimentelor. Da. Să știi, Marius, că suntem pe aceeași linie, pentru că și eu folosesc COMSOL și îmi place foarte mult pentru modelări ale câmpului electromagnetic. Și atunci când am avut de ales... Am avut de ales între COMSOL și un software care este mult mai dezvoltat, Maxwell și nu mai știu cum, pentru modelele electromagnetice. Doar că acela mi s-a părut limitat doar la modelele electromagnetice. Cum eu sunt fizician, bineînțeles că mă interesa și proprietăți termice și proprietăți dinamice și în COMSOL ai această capacitate de a aduce toate mai multe proprietăți împreună. Și da, îmi place și mie foarte mult. Aș vrea să le spun celor care sunt într-un nerăbdător că vorbim și despre Breaking Bad și despre faptul că Marius a fost și actor. Da, confirmăm, Cristian, da, Marius este într-adevăr actorul din Breaking Bad.
A zice să mai stăm așa cam 5 minute pe fizică și după aceea, într-adevăr, să vorbim spre sfârșit și de către film. Așa, stai să vedem dacă mai sunt aici întrebări. Nu m-am uitat pe întrebările de fizică la timp. Ne întreabă dacă Adrian, dacă cumva aveți în vedere crearea de materiale noi și pentru domeniul aerospațial. Da, răspunsul este da. Suntem în contact cu câteva companii care fabrică avioane și care dezvoltă modele noi de avioane și în colaborare cu aceste companii încercăm să creăm materiale care să fie mai rezistente la uzură, la, de exemplu, știți că aripa unui avion, de exemplu, e supusă unor mișcări oscilatorii și cu timpul materialul se poate degrada. Vrem însă ca aceste materiale să nu fie numai de bună calitate, dar să fie, spre exemplu, și foarte ușoare, să aibă o densitate mică. Pentru că cu cât este mai ușor un material, cu atât se consumă mai puțin kerosen în timpul zborului. Nu? Poate cei care călătoriți mult cu avion ați observat că acum 20 de ani scaunele din avioane erau greoaie și masive și făcute, știu eu, dintr-un material foarte dens și mai nou. Scaunele din avion sunt la fel de plăcute, de rezistente și oferă același confort, dar sunt foarte, cum să zic, scheletice, subțirele așa. Asta se datorează faptului că noile materiale au proprietăți mecanice foarte bune, dar sunt mult mai ușoare. Și ăsta e un avantaj nu numai pentru aviație, cât și pentru automobile și biciclete, nu? Cine are o bicicletă mai nouă, nu? E ușoară și e la fel de rezistentă ca una făcută din oțel acum nu știu câți ani. Pentru mine șocul a fost când eram student și jucam tenis de câmp și aveam noi rachetele acelea de lemn, așa greoaie. Și la un moment dat a venit cineva cu o rachetă din material, din acela nou, foarte, foarte ușor, rachetă de tenis de câmp. Era extrem, extrem de ușoară și avea aceleași proprietăți. Fascinant a fost. Bob ne întreabă, determinarea seturilor de date corecte și oneste este munca inginerilor de date. Care credeți că ar trebui să fie nivelul de coordonare între inginerii materiale și inginerii în calculatoare, date? Ca să răspund, vreau să mai fac share ecranului pentru un singur slide. Da, absolut. Cum să nu? Cum să nu? Voie, Cristian? Da. Pentru că mi se pare, poate unul dintre cele mai importante. Se vede? Acum ne vedem noi trei, să dai pe PowerPoint. Așa, se vede? Așa. Și acum pot, acum se vede? Da, se vede și trebuie să dai, acum se vadă un singur, tot screen-ul, că nu se vede decât mic. Am ridicat acum, sigur, am dat acum okay, și acum să sperăm că... Ok, acum a început să se vadă full screen. Vede. Deci se vede echipa ta, cred, nu? Iată, deci mulțumesc mult pentru întrebare. Aceasta este echipa proiectului despre care am vorbit și iată ce conține ea. Eu, sigur, sunt conducătorul proiectului și trebuie să știu să fac toate lucrurile astea, dar am contribuit cu fizică, cu termodinamică și chimie. Am un coleg care ne-a ajutat cu machine learning și cu statistica bayesiană. Operatorul, tehnicianul de la dispozitivul respectiv, Joe, foarte, foarte bun. Dar avem aici, iată, experți în computational fluid dynamics, deci în dinamica fluidelor de care spuneam, dar și matematicieni, Elise Jennings, cât și, ca să răspund întrebării, colegi care sunt specialiști în analiza de date. Ryan, de exemplu, este un computer scientist, un informatician care se ocupă de analiza de date. Și mai avem și pe Jacob și de asemenea chimiști, care înțeleg foarte bine chimia și ce se întâmplă în flacără. Iată un lucru interesant. Jessica Pan, care apare aici în dreapta jos, a fost un student venit pe vară pentru 3 luni de la Universitatea Princeton. Ea a lucrat cu noi pentru 3 luni, iunie, iulie și august. Ca rezultat al acestei interacții, nu numai că a devenit un coautor al publicației științifice, a fost primul autor listat pe publicația științifică. Iată cum un tânăr student poate să participe cu atâta energie și pasiune și talent, încât toată echipa să spună, da, domnule, Jessica
merită să fie listată prima ca autor al acestei publicații. Și de asemenea, ce vreau să mai spun este că eu cu mândrie aș pune la acknowledgement, la mulțumiri, codul pe care l-am scris noi în Python, ca un membru al echipei. Programele inteligente sunt membri ai echipei de cercetare. Și îndrăznesc să spun, și știu că asta va fi registrat și mulți vor să mă tragă de urechi, că poate nu vor trece mai mult de 10 ani, poate 15 ani, până când un program inteligent va putea fi un autor al lucrării științifice, recunoscut de către ceilalți membri ca având o contribuție în această cercetare egală cu acelor, cu autorilor, a membrilor umani. Eu îți mulțumesc foarte mult, Marius, pentru slide-ul ăsta, pentru că ne-a arătat în primul rând care este spiritul cercetării. Cercetarea este o echipă, tinerii trebuie încurajați, când fac o treabă bună, le mulțumim, trebuie învățați. Ăsta este spiritul cercetării, este spirit de echipă, nu este un spirit competițional, suntem o echipă și mi-a plăcut foarte mult. În sfârșit o să trecem la ultima parte, pentru că ne spun oamenii și am pregătit un mic video, îi rog pe cei care ne urmăresc să fie atenți un minut. Este o secvență din Breaking Bad unde tu joci un rol. Și poate chiar ne poți spune puțin după aceea. Sorry, same as before. But this is not right. You cannot shut me down. You cannot do this. Mr. Walnuts, I've checked your wastewater inside and out. I've checked your runoff gutters and now out here, more contaminants. Ammonia, acetone, benzene, nitrobenzene. No. This is a mistake. Where is Gary? He will tell you my soap is very good, very green. No, your soap is not the issue, it's your filtration system. The very least you'll need to retrofit. But if you're leaching into the groundwater, which is looking like a real possibility here, you're going to need to replace your system entirely. Replace? Do you know what cost that is? $200,000. Look, I understand it's a hardship. If you like, we can give you a list of approved vendors. If you get going immediately, your downtime shouldn't be any more than 4 or 5 weeks. Okay. So sorry, you are right. From now on, we will be extra careful and clean. No more pollution. Okay? Yes? No, I'm sorry. The state requires you to suspend all commercial activity until these levels reach the mandated minimums. Where is Yuzhou, man? Where is Gary? He got transferred to Las Cruces. If you'd like to file an appeal, you can contact... I have done nothing wrong. Tell me, why you shut me down? What laws did I break? What laws? Several. Tell me exact specific laws or I refuse. Specific. Right now. Just tell me exact the specific what laws I broke. Hold on. Okay. Hold on. Da. Îți aduci aminte de episod? Oh, îmi trezește amintiri, dragi, un episod în sezonul 4 cu Bill Burr. Bill Burr este un actor american celebru pentru stand-up. Cum se zice în românește la stand-up comedy când cineva vine tot la microfon? Stand-up comedy, tot așa spunem, da. Un om deosebit cu care m-am și împrietenit în timpul filmării acelei scene. Eu eram personajul meu, Bogdan, proprietarul spălătoriei și Bill Burr interpreta un inspector care a venit să constate cât de curate era apa care se scurgea de la spălătorie și, bineînțeles, o să urmăriți serialul, nu vreau să spun nimic mai mult decât că am avut această confruntare, această înfruntare între cele două personaje. Mi-a plăcut foarte mult să joc cu el, pe cât de antagoniste și viguroasă și pe cât de viguros era conflictul dintre cele două personaje, pe atât de bun prieten și amici am rămas noi după filmări. O experiență extraordinară, mi-am făcut mulți prieteni la Breaking Bad, Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul și alții, Vince Gilligan, creatorul, geniul care a creat serialul. Deci a fost o plăcere, am amintiri foarte plăcute. Te întreabă Andrei, gluma cu sprâncenele a fost adaptată personajului Bogdan sau actorul trebuia să aibă această trăsătură? Nu, deci eu când am fost distribuit în acel rol, personajul se numea Bogdan, nu era român, era probabil intenția era să fie polonez. Cumva ei n-au avut actorul și în sfârșit s-a întâmplat să fiu acolo cu familia pentru a participa la acest serial.
Și personajul a devenit român după ce m-au ales pe mine. Au pus numele de familie Wolinetz ca să se asigure că nu există niciun român care se numește Bogdan Wolinetz, ca să nu fie dați în judecată cumva că s-au inspirat în viața lui Bogdan Wolinetz. Și am uitat și eu pe internet, nu cred că există nimeni cu numele ăsta. Iar chestiunea cu sprâncenele nu era în scenariu, însă regizorului s-a părut că conflictul dintre mine și Bryan Cranston, care juca Walter White, nu era suficient de violent, de viguros. Și atunci a rămas că să ne insultăm unul pe altul. El mi-a zis mie nu știu ce cu sprâncenele, eu l-am îmbrâncit, el a dărâmat toate lucrurile pe acolo în biroul de la... Și a ieșit o scenă foarte puternică, foarte bună, chiar în episodul pilot, care cumva justifică faptul că personajul Walter White, un profesor de chimie foarte corect, cinstit și blând, a hotărât să se dedice unei vieți criminale pentru că a aflat că are cancer, pentru că familia avea probleme, pentru că șefului care era interpretat de mine îi făcea viața mizerabilă. Deci a fost cumva o hotărâre pe moment. Trebuie să spun că Vince Gilligan a venit la mine și mi-a spus: uite ce vrem să facem. Să introducem o scenă mai delicată, ești de acord, ce părere ai despre asta, așa și așa. Și eu am răspuns cum cred că ar fi răspuns aproape oricine: dacă ajută filmul și face ca episodul să fie mai bun, sunt de acord, bineînțeles. Dar ne poți explica cum a început toată povestea asta? Că tu ai plecat ca un cercetător în Statele Unite, adică bănuiesc că părinții tăi nu se așteptau să ajungi nimeni. Deci eram cercetător împreună cu soția mea Liliana la laboratorul Institutul Național Los Alamos din statul New Mexico, un institut care este faimos pentru proiectul Manhattan. Dacă vă amintiți, în timpul cel doilea război mondial, aici a fost proiectată bomba atomică lansată de Statele Unite pentru a încheia războiul. Și sigur, după mulți ani când m-am dus eu acolo, laboratorul se ocupa de multe alte lucruri și nu neapărat de acel subiect. Și lucrând acolo, Los Alamos este cam la 2 ore de condus de Albuquerque, unde sunt studiourile unde s-a filmat Breaking Bad. Și am mers împreună, toată familia eram interesați, așa cumva să avem participări minore în cinematografie. Și toți ne-am împlinit visurile. Tiberiu, băiatul nostru, Patricia. Tiberiu a fost în Sarah Connor's Chronicles. Patricia a jucat în serialul Crash împreună cu câțiva cunoscuți actori. Deci toți cumva ne-am împlinit aceste dorințe de a fi un pic într-un film. Întâmplarea a făcut ca pentru Breaking Bad să aibă nevoie de un proprietar de spălătorie de mașini și nu știu nici în ziua de azi, vă rog să mă credeți, cum de s-a întâmplat că n-au avut actorul respectiv. Și Vince Gilligan, uitându-se la fotografiile celor care au fost pe acolo, au zis: da, oare domnul ăsta ar putea să spună o replică? Era o replică foarte simplă în scenariul inițial, era: Walter, poți să vii până afară să speli o mașină. Atât. Pe urmă însă, mergând să zic replica asta și am zis-o, lor le-a plăcut cumva de mine și de sprâncenele mele și au introdus un dialog mai amplu, iar apoi în fiecare sezon personajul a apărut puțin câte puțin, a fost intenția lor de a menține personajul în memoria spectatorilor, iar în sezonul 4, pentru cei care urmăriți, acțiunea se mută la spălătorie și sunt câteva episoade în care acțiunea chiar se desfășoară acolo, între care și cel pe care l-ați văzut. Eu nu te mai aud, Cristi. Da, Cristi. Da, eram pe mute. Liviu întreabă, zice, se întoarce cu întrebarea asta: cum a fost să joci într-un serial așa de succes? Dar eu aș reveni și aș adăuga și aspectele practice. A trebuit să înveți acasă, a trebuit să exersezi, a trebuit să schimbi programul. Deci trebuie să mărturisesc că nu aveam absolut nicio experiență de actorie în niciun fel, în niciun domeniu. Și m-am dus acolo pur și simplu încercând să spun replicile cât pot eu de mine. Și am primit un ajutor extraordinar din partea celorlalți actori. Bryan Cranston, de exemplu, care l-a interpretat pe Walter White, s-a împrietenit cu mine instantaneu și
adesea îmi dădea câteva sfaturi, câteva sugestii. Aș menționa cel mai prețios sfat pe care mi l-a dat, mi-a fost: Marius, nu-i nevoie să vorbești așa tare, au microfoane foarte bune, poți să șoptești, nu trebuie să țipi. Și a avut mare dreptate. Replicile mele au crescut în calitate, cred eu, pentru că n-am mai simțit nevoia de a vorbi tare. Dar eu ce știam eu? Nu mai fusesem niciodată pe un platou de filmare, n-aveam nicio idee. De asemenea, Ana Gan mi-a sugerat la un moment dat, zice: am impresia că te miști un pic cam mult și ieși din cadru. Deci când ei pun camera pe tine, încearcă să nu te dai și așa și așa, indiferent cum ar cere scena, încearcă să stai un pic mai, pentru că altfel ei trebuie să se mute. Foarte bun sfat, foarte bun sfat. Mărturisesc că m-au ajutat foarte mult, au fost foarte prietenoși. Și cum spuneam, viața pe un platou de filmare m-a surprins în multe privințe. Poate că cel mai mult disciplina arătată de toți cei care participau. Dacă aveam program să fim acolo la 6 și 18 minute, păi la 6 și 18 minute eram acolo. Dacă zicea 10:25, la 10:25. Nu numai eu, și Bryan Cranston, și Ana Gunn, și Aaron Paul, și toți ceilalți. Așadar, cine își închipuie că arta, cinematografia, este așa o viață boemă, cu oameni cu o bere în mână și cu o cameră filmată în cealaltă, se înșeală. Este filmarea în sine necesită disciplină și oamenii depind unii de alții, cei de la lumini, cei de la sunet, cei de la actorii. A fost o experiență extraordinară. Iar în privința actoriei, cum spuneam, n-am nicio pregătire, n-am făcut niciun fel de cursuri. Dacă m-am gândit la un moment dat dacă pot atribui succesul acestui personaj, Bogdan, unei anume calități pe care aș putea să o am eu. Și cred că ar fi una singură: capacitatea de a îmi păstra calmul în prezența camerelor de filmat, a luminilor, a microfoanelor, a sunetului. Capacitatea de a avea o discuție atât de plăcută cu tine, Cristi, cum avem acum, indiferent de ce se întâmplă în jurul meu. Este singurul merit pe care mi-l atribui. Altfel, nu cred că am vreun talent special. Ceea ce ar trebui să încurajeze pe toți cei care vor să fie în filme: mergeți la o audiție, pentru că s-ar putea să aibă nevoie exact de voi pentru un anume personaj. Alin totuși vrea să știe: Bogdan, de ce n-ai vândut spălătoria? Am fost forțat să mă conformez împrejurărilor și n-am să spun mai mult, că poate unii dintre cei care ne urmăresc n-au văzut serialul. Dar a fost o negociere foarte interesantă. Scena cu Ana Gunn, atât pot să spun, a fost una dintre cele mai frumoase. Negocierea privind spălătoria, ca și confruntarea cu Walter White, cu Bryan Cranston în biroul de la spălătorie. Așa, două personaje într-o confruntare viguroasă și cumva intensă, de pasionantă. Vă invit să urmăriți în special episoadele din sezonul 4. Zac, uite, vezi, își aduce aminte. Mai știi când Walter White și-a dat demisia? Da, mi-aduc aminte. Iarăși, cum spuneam, intenția regizorului a fost ca aceste scene să fie violente și memorabile și să justifice starea extraordinară de depresie, de nervi, pe care personajul Walter White o avea la acel moment. Serialul se numește Breaking Bad, deci cumva, nu știu cum a fost tradus în românește, chiar mă întreb, Breaking Bad. Deci a devenit criminal, cumva, deci să devii rău, deodată cineva să devină criminal. Și justificarea a fost că el ajunsese, personajul, la capătul răbdării. A devastat, a strigat, a făcut tot felul de obscenități, a înjurat, inclusiv personajul meu, dar și altele. Alte personaje au sfârșit și mai rău, au fost împușcate în cap. Așa că sunt mulțumit că Bogdan cel puțin a supraviețuit întregului conflict. De câte ori repetai scenele din Breaking Bad? Deci noi primeam
scenariul aproximativ cu o săptămână înainte o primă copie, ca să avem așa o idee. Copiile erau toate venite pe niște culori. Deci copia albă, copia roz, copia roșie, copia verde, copia albastră. Pe măsură ce ne apropiam de ziua filmării, se mai făceau modificări. Niciodată nu mi învățam rolul de la început, pentru că pe urmă dacă se făceau niște schimbări și trebuia să zic altfel, mi era mai greu să reajustez. Așa că citeam la început, încercam să-mi dau seama cum, cam cum voi interpreta și îmi memoram replicile cu o zi înainte. Cu o zi înainte le memoram așa cum vor fi, pentru că eram sigur că așa vor fi filmate și totul va fi. Deci aș zice că, mă rog, am o memorie destul de bună și vă spun un secret. Nu e un secret, vă spun cum făceam eu. Învățam pe deasupra ce trebuia să spun și apoi exersam în două moduri. Unul foarte lent. Spuneam fiecare replică extrem de rar. How are you, Walt? Can you come outside to wash a car? Și apoi le spuneam pe toate foarte repede. How are you, Walt? Can you come outside to wash a car? Can you do this and this? Și între aceste extreme, a spune foarte rar ce aveam de spus, care îmi dădea ocazia să mă gândesc la fiecare cuvânt, și a spune foarte repede, pentru ca să fiu sigur că le știu. Undeva între aceste extreme e un domeniu în care limbajul natural apare și spectatorul chiar, și personajul devine credibil. Nu poți nici să spui totul turuind, dar nici nu poți să-ți cauți fiecare silabă, fiecare literă. Dar acest sistem m-a ajutat pe mine să memorez mai ușor replicile. Petronela ne întreabă sau te întreabă, Bogdan, deja lumea a trecut cu alt nume. Care este secvența ta preferată din Breaking Bad din punct de vedere al chimiei? Și bănuiesc că se referă aici la chimie fizică, deci nu o chimie, știu și eu, de altă natură. Fără discuție, laboratorul, scenele din laboratorul improvizat în care făceau metamfetamină. Și de ce? Sunt realizate atât de bine încât sunt credibile pentru orice spectator care nu cunoaște chimie. Pare evident că așa se fabrică, așa se face metamfetamina. Pe de altă parte, așa, cunoscând chimia și fiind un profesionist în domeniu, mi-am dat seama că procesul care este descris în film nu este cel necesar pentru a fabrica metamfetamina. Și cu siguranță avocații companiei Sony Television care a produs, au sfătuit bine scenariștii încât să nu prezinte un proces care poate fi imitat de, știu eu, un elev de liceu pentru a face metamfetamine și a păți ceva și apoi a da în judecată sistemul. Deci am admirat, este o scenă favorită pentru mine. Cum poți să creezi, din punct de vedere artistic, cinematografic, un procedeu chimic atât de realistic încât să îl creadă toată lumea, dar totuși insuficient de bine structurat din punct de vedere tehnologic și chimic, încât nimeni să nu poată să fabrice metamfetamină folosind acea procedură. Mi s-a părut un echilibru greu de atins pe care producătorii, regizorii, actorii l-au reușit. Peri ne spune că ieri tocmai a terminat serialul. Și Double Cross e curios, presupunând că accentul de român nu se mai simte la dumneavoastră. A trebuit să vorbiți cu accent în rol? A trebuit să-l exagerez un pic. Am un pic de accent românesc când vorbesc engleză și probabil că și un pic de accent american sau englezesc când vorbesc limba română. Mama, de fapt, mi-a spus la un moment dat că eu nu mai vorbesc bine nicio limbă, că am accent în toate limbile pe care le vorbesc. Deci, de foarte bine. Nu știu ce a avut mama cu tine. Deci, răspunsul este da. Este da. Am exagerat un pic accentul românesc. Mai ales că, uite, iarăși o chestie interesantă pe care am învățat-o, regizorii puneau cumva, vroiau, doreau ca personajele care se află în aceeași scenă la un moment dat, de exemplu eu și Bryan Cranston, care juca pe Walter White, să se distingă, să fie ușor de distins de către spectatori. Și pentru asta, adesea aveau înfățișări diferite, tunsori diferite, erau îmbrăcați diferit.
o să observați că personajul meu, Bogdan, are pulovere de tot felul selectate special ca să nu semene cu cele lui Walter White. Cu atât mai mult, cu cât aveam un accent mai puternic, iar Walter Bryan Cranston nu avea, era și mai ușor de deosebit. Am învățat asta despre cinematografie. Nu vrei să ai două personaje, ambele cu pulover roșu, ambele tunse la fel, ambele cu accent de Texas, pentru că spectatorul nu mai știe cine și care este. Deci am exagerat un pic ca să răspund întrebării la un moment dat, pentru a atrage atenția că acest personaj, Bogdan, este complet distinct de celelalte din serial. Pentru că oarecum am depășit ora și suntem la final, totuși o să mai au, dacă se poate, două, trei întrebări, eventual una de fizică la sfârșit, pentru că lumea chiar este interesată. Marius te întreabă sub forma aceasta, care este actorul, deci nu personajul, actorul dumneavoastră preferat din serial? De aia zice, dacă poți să ne spui despre un anume actor, ceva care te-a impresionat, o poveste din timpul filmărilor, o amintire, unul dintre actori. Sigur, mi-ar fi ușor să spun că Bryan Cranston, pe care îl admir foarte mult, sau Aaron Paul, pe care iarăși îl admir mult și cu care m-am întâlnit. Nu am avut nicio scenă cu Aaron Paul, dar ne-am întâlnit și mulți actori mi-au plăcut mult, dar am să dau un răspuns poate neașteptat. Din punct de vedere al artei actoriei, artei dramatice, a felului în care un personaj este prezentat într-un film, aș spune că actorul preferat din serial a fost Anna Gunn, cea care a interpretat pe Skyler. Știu că Skyler, soția lui Walter White, este un personaj urât de foarte mulți. Este un personaj pe care mulți iubitori ai fani ai Breaking Bad-ului îl disprețuiesc și pe bună dreptate. Vreau să vă spun că Anna Gunn este o persoană foarte delicată și distinsă și elegantă și maestria cu care ea a creat un personaj atât de ușor de disprețuit, pentru mine reprezintă o culme a actoriei. Actoria nu înseamnă să faci un personaj care e exact ca tine, ci poate, cum a fost cazul ei, să creezi un personaj care este mult diferit, poate chiar opusul tău, și pe care lumea să-l creadă și care asupra căruia să aibă o reacție. Deci aș numi pe Anna Gunn ca actorul meu preferat din serial. Da, într-un fel, ca în fizică sau în cercetare, să reușești să faci ceva într-un domeniu care e nou ție, ceva, da, cum ai spus tu, opus, ceva... Atunci te lupți cu tine și în cercetare, știi? E un alt domeniu și spui, aoleu, dar cum să fac? Și atunci când reușești, este o reușită mare de tot. Sigur. A zice să terminăm așa cu o întrebare de fizică, chimie în generală, dar e interesantă. Fii atent cum spune Mircea, zice, dacă lipiciul superglu îl avem și noi în România, dacă lipiciul superglu lipește într-adevăr orice, de ce nu și interiorul tubului? De ce nu se lipește interiorul tubului cu acest superglu? Am un răspuns scurt și care are de-a face cu chimia acestui proces. Lipiciul superglu lipește și se întărește în prezența aerului, în vreme ce în tub nu există aer și, drept urmare, reacția chimică nu apare. Acum, dacă întrebarea nu a fost neapărat referitoare la chimie și cumva a fost așa mai alegorică, mai metaforică, aș zice că orice reacție, n-am să evit lipitura aici, orice conexiune, orice interacțiune dintre elemente chimice sau dintre oameni are loc mai ușor când reușim să ieșim din carcasa noastră, din tubul nostru. Dacă vrem să interacționăm cu alți oameni, așa cum lipiciul superglu interacționează cu alte materiale, trebuie să ieșim din carapacea, din cochilia noastră și să ne desfășurăm, să ne prezentăm, să ne exprimăm cât se poate de natural, fără frică. Și sper că atât cu Cristi, cât și cu cei care au participat la această emisiune, am reușit să stabilim câteva conexiuni trainice, puternice. Poate nu ca la superglu, dar oricum care să reziste timpului.
Foarte frumos, cred că nici nu se putea un sfârșit mai frumos. Probabil că întrebarea se referea și la chimie, dar tu cu toată experiența ta de viață și cu tot ceea ce știi, iată, ai răspuns la chimie și după aceea ai adus-o în sfera noastră umană. Marius, nu pot decât să-ți mulțumesc încă o dată pentru întâlnirea din seara asta. Pentru mine a fost o încântare și bănuiesc pentru toți cei care ne-au urmărit. Și eu mulțumesc mult pentru invitație și nu vreau să închei fără să spun că m-am uitat la câteva din emisiunile tale pe YouTube și din postările tale și vreau să te felicit în numele meu cât și în numele unor prieteni români din comunitatea românească din Chicago pentru ceea ce faci pentru promovarea fizicii, a științei în general. Este un efort impresionant cu rezultate bune și îți doresc mult succes și sper să ne mai întâlnim. Să mai avem conversații. Cu siguranță, cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Transmitere tuturor românilor de la Chicago, acolo salutări, nu numai din partea mea, din partea tuturor de aici din comunitate. Bine atunci, la revedere! La revedere! O seară bună! O seară bună!